Bună seara, stăți în la emisiunea Dilemele Zilei. În această seară, o emisiune dedicată administrației publice locale, problemelor județului Gorj și ale comunităților locale. O emisiune care vine să comenteze principalele evenimente ale zilei, cum se spune, și să răspundă la principalele dileme pe care vi le puneți sau le aveți dumneavoastră și nu. Numai doi invitații în seara aceasta, un primar și un activist politic, domnul Gigi Elgianu, primarul PNL al municipiului Motru. Bună seara, domnule primar. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Am zis pe scurt, primarul PNL, nu că ar mai exista primar și de la alt partid acolo, deși nu se mai știe cum e bine, mai bine să funcționeze și aceste autorități locale. Chiar ar trebui cineva să se gândească la o reașezare administrativă a comunelor și orașelor, parcă uneori sunt chiar mai multe decât ar fi necesar. De asemenea, în emisiunea din această seară este invitat Andrei Udiștoiu, președintele PMP Târgu Jiu, dacă nu greșesc. Bună seara, domnule Udiștoiu. Bună seara, bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație. Mulțumesc și eu că ați ajuns la emisiune. Vorbim despre Motru, despre municipiul Motru, a doua mare așezare urbană a județului Gorj, o zonă importantă și din punct de vedere economic și ca și bazin electoral, până la urmă, dacă doriți, dar și ca importanța problemelor pe care le regăsim acolo, neajunsuri, nemulțumiri, chiar și scandaluri, tot din zona politică, desigur, ele se reflectă în viața de zi cu zi a comunității. Vorbim despre, de data aceasta, despre o uzină de agenți termici alimentare cu apă din Motru, o entitate care ar trebui să doar să își facă treaba și nu să fie implicată în tot felul de scandaluri cu iz politic, doar să furnizeze serviciile pentru care este înființată. Avem și un material realizat de redacția Știri, e foarte interesant acest material. Vă propun să-l urmărim integral pentru că avem ce comenta și de ce nu chiar putem să ne și amuzăm. Urmăriți materialul care urmează și revenim. Reducerea programului de lucru pentru o parte a salariaților uzinei de agent termic din Motru, ce a dus la o revoltă a oamenilor, s-a făcut pe criterii clientelare. Administratorul special al unității, Eugen Corcoață, nu a putut spune, întrebat într-o intervenție la Tele3, cum s-a făcut selecția oamenilor care au ajuns pe lista de reducere a programului. Reprezentantul PSD a repetat obsesiv, ca un școlar prins cu temele nefăcute, că lista s-a făcut pe baza unor așa zise criterii economice și tehnologice, irelevant în procedura de selecție. Spuneți-mi și mie cum ați făcut dumneavoastră lista cu acei oameni care să lucreze doar 4 zile pe săptămână și De de comun acord ce? cu sindicatul. De comun acord cu sindicatul? Da. Acei sindicaliști cărora le-ați mărit salariile? Sindicatul care este ales democratic la societatea poată. Și ce criterii au fost la baza selectării acelor oameni care să Criterii primească mai economice puțin și la lefuri? tehnologice. Ce anume? Criterii economice și tehnologice. Cum i-ați selectat pe acei oameni? Că nu oamenii răspund de criteriile tehnologice. În Ba funcție da, de oamenii ce? răspund înșala. Păi nu răspund oamenii, dumneavoastră ar trebui să răspundeți. Domnule Corcoață, sunteți administratorul special al Criteriile acestei societăți. tehnologice se referă la trecerea societății de la producerea pe calde cu o instalație veche cu foarte mult personal care o deservește la o instalație modernă, complet automatizată, care necesită un număr foarte mic de personal. Iar criteriile economice fac strict referire la situația financiară legată de încasările foarte reduse ale societății, de la asociațiile de proprietari, de la agenții economici, de la instituții publice. Domnule Corcoață, cine a stabilit care sunt criteriile în funcție de care oamenii să fie puși pe acea Criteriile, listă? repet, au fost stabilite împreună cu sindicatul. Adică, nu știu, să aibă o anumită vârstă, mă refer la Nu criterii există profesionale vârstă, sau de există, muncă. domnișoara, există criterii economice și tehnologice, așa cum am precizat mai devreme. Păi, în ce criterii tehnologice nu se încadrau oamenii ăștia? Că nu vă înțeleg Repet ceea logic. ce am spus mai devreme. Societatea produce la ora actuală apă caldă cu o instalație modernă, Da, complet domnule automatizată, Corcoață, eu care am nu înțeles. necesită Dumneavoastră aplicații, mă spuneți că rog. aveți Ascultați-mă, tehnologie și nu mai dacă aveți vreți punctul nevoie meu de de vedere. toți oamenii. Ascultați-mă dacă vreți punctul meu de Păi vedere am și înțeles, dumneavoastră v-am înțeles acum, nu mai repetați Ați că... înțeles? Ăsta este criteriul tehnologic.
Iar criteriul economic este criteriu legat de încasări, încasări foarte reduse, nu plătesc asociațiile, agenții economici, primăria Motului. Da, asta a fost cauza, domnule Corcoață. Nu avem bani. Haideți să înțelegem niște termeni. Asta a fost cauza care a dus la selectarea unor oameni. Domnule Corcoață, nu vreți să-mi răspundeți sau nu înțelegeți ce întreb? Din codul muncii care a fost transpus în contractul colectiv de muncă. În codul muncii spune, în cazul în care este nevoie de o restructurare, dăm afară pe Ionescu, Popescu și Giginescu? Repet, în codul muncii scrie ceea ce noi am aplicat de cum la corpul sindicatul, criterii economice și tehnologice. Domnule Corcoață, de ce i-ați ales pe oamenii ăia și nu pe alții? Din punctul de vedere a criteriilor economice și tehnologice. Trebuie să mă repet la... Domnule Corcoață, ce legătură are omul Ionescu cu criteriul dumneavoastră tehnologic? Adică bănuiesc că dumneavoastră aveți niște argumente dacă vă dau în judecată. Legat de funcționarea societății, nu se mai încadrează pe cele 5 zile și conform unei înțelegeri cu sindicatul vizată de Inspectoratul Teritorial de Muncă, conform articolul 52, se poate face o reducere a programului de lucru. Administratorul special al UATA, Motru, s-a contrazis. Dacă inițial a dat vina pe sindicate pentru lista cu muncitorii care pierd la salariu din cauza reducerii programului, ulterior a recunoscut că și administrația a contribuit la asta. Eu v-am întrebat strict legat de criteriile umane. Criteriile umane în funcție de care dumneavoastră ați făcut acea listă. Adică în funcție de ce anume i-ați ales pe unii și nu pe ceilalți. Criteriile conform codului vocii sunt criterii din punct de vedere economic. Păi spuneți-mi, domnule, trei criterii din acestea, ca să înțelegem și noi. Nu se încasează, veniturile sunt reduse. Tehnologic, societatea nu are nevoie de atâta forță de muncă, ceea ce privește pe perioada de vară asigurarea de gaz. Da, eu am înțeles. Am înțeles. Gaz complet automatizat. Da, am înțeles că aveați bază legală pentru a face acest lucru. Eu v-am întrebat altceva. Da, am înțeles că există o bază legală. Eu v-am întrebat cum ați aplicat dumneavoastră această lege, aceste aspecte legale, asupra angajaților, adică... Asupra căreia sindicatul și-a dat acordul scris în ceea ce privește reducerea cheltuielilor cu munca vie. Deci sindicaliștii au spus, pe lista asta îl punem pe XYZ? Este obligatoriu. Sindicaliștii au ales pe oamenii care să fie pe listă? Fără discuții. Da, am înțeles. Lista cu oamenii care vor pierde la salariu a făcut-o sindicatul, au făcut-o sindicatele. Dar spuneți-mi și mie. Administrația împreună cu sindicatul conform... A, și administrația. Care durează de două luni de zile pe criterii economice și tehnologice. Am înțeles, pe criterii economice și tehnologice, asta a fost cauza. Domnule Corcoață, domnule Corcoață, eu am ajuns la concluzia că nu înțelegeți. Eu am ajuns nu la înțelegeți o întrebare simplă. Codului muncii. Lăsați-mă cu codul muncii. Eu v-am întrebat, dacă sunt angajatul trecut pe acea listă, de ce m-ați trecut pe acea listă? Și nu ați trecut pe un alt angajat pe care l-ați lăsat în program normal. Administrația și sindicatul, în urma negocierilor, au convenit asupra unor... Păi au convenit, dar știți ce? Lista aia sigur s-a făcut pe baza unor criterii. Care au fost criteriile acelea umane? Doamnă, vă repet, lăsați-mă cu procesul tehnologic. Asta a fost cauza. Tehnologice și economice. Domnule Corcoață, mă scuzați, dar chiar nu înțelegeți. Ce ai învățat tu acasă? Despre castravete. Castravetele este un fruct dicotiledonat de culoare galben-verzuie. El face parte din familia curcubitaceilor. Are tulpină în formă de vrej, se mulțește prin semințe și are 98% apă. Gata. Bine, văd că asta știi. Dar vorbește-mi despre altceva. Despre ce? Despre ferigă. Ferigă?
se deosebește de alte plante, ea se deosebește mai ales de castravete, care este un fruct dicolidorat de culoare galbenă verzuie, el face parte din familia curcubitaceilor, are tulpina în formă de vreză, se mulțește prin semințe și are peste 98% apă, gata. Vorbește-mi despre descoperirea Americii! America a fost descoperită de Columb. Bine. Acolo el a dat de indieni. Bine! Care au ajuns săraci, nu au ajuns săraci. Ei nu mai aveau nici ce să mănânce și erau nevoiți să se hrănească cu castraveți! Da! Cu castraveți de culoare galbenă verzuie, că el face parte din familia curcubitașilor, are tulpina în formă de vrej, se mulțește prin semințe și are 98% apă. Uzina de agent termic din Motru se află în insolvență, însă este condusă de Eugen Corcoață, pus administrator special, deși el a fost directorul care a dus-o în situația critică. Da, a revenit la emisiunea Dilemele Zilei, o altă emisiune, într-adevăr. Se mai face și divertisment în administrația publică locală, s-a aflat societățile deținute de consiliile locale, însă se face divertisment pe bani publici până la urmă. Domnule Gianu, ce se întâmplă cu societatea asta? De ce trebuie să mai intre într-un ciclu de insolvență? Care e planul acolo? Nu, planul este și să cu oamenii și cu orașul. Planul e să iasă din insolvență, nu să intre sau să continue așa ceva. Trebuie să vă spun că aici nu e vorba de divertisment în administrația publică. Dumneavoastră a surprins foarte bine, a spus-o da, în acest mod, dar în realitate este vorba de incompetență. Să nu credeți că ce am văzut în emisiunea, în intervenția la emisiunea dumneavoastră, doamna Irina Stoian, era vorba de divertisment. Nu, divertisment, nu. Era pur și simplu incompetență. Și cel care nu are răspunsuri își stabilește un fel de poezie, își stabilește un text și indiferent de întrebare, indiferent de subiectul discuției, vine cu aceeași placă, cu același... Pentru că nu are răspunsuri, nu are argumente și vine cu o placă. Nici nu tace, dar nici nu spune ceva. Acolo nu e divertisment și chiar nu este deloc de râs ce se întâmplă acolo. Este foarte grav, este foarte grav. Societatea este condusă haotic și dacă mai luăm în calcul că sunt premizele, suspiciuni, că ar mai fi și interese personale, atunci ne dăm seama de ce lucrurile merg așa cum merg. Intervențiile mea acolo a fost de fiecare dată ca să rezolvăm probleme, să ajut la rezolvarea problemelor. Am făcut tot ce se poate și în continuare voi face tot ce se poate ca să sprijin societatea, dar bineînțeles că avem nevoie acolo și de un conducător, un administrator special care să-și dorească și el acest lucru să fie ajutat. Ceva de genul pe care l-am văzut acum la emisiune, așa se întâmplă lucrurile în discuțiile mele cu administratorul special încă de 3 ani încoace, de când încerc să rezolv și să... Că până la urmă i-am și spus, domnule, dumneavoastră sunteți specialistul numărul 1 al societății. Nu vin ca specialist în termoficare, eu vin doar ca să aflu problemele și să stabilim de comun acord modalitatea de rezolvare. Dar dumnealui, chiar foarte bine ați surprins aici, are mereu aceeași placă și de la care nu se abate, nu poate, ca un disc zgâriat, cum erau discurile alea, și nu te poți înțelege cu el. Dar până la urmă e un tehnician, e un specialist, adică nu e un expert în comunicare sau în relații publice sau în altceva. Dar întrebările noastre și ale mele și am văzut realizatorul emisiunii respective erau strict tehnici, adică pur și simplu ce faci și de ce faci. Am renunțat la 3 instalatori pentru că, la 10 mecanici nu, aici pentru că... Vă spun, eu am fost la discuții și am văzut și emisiunea. Se contrazice flagrant, la modul ordinar, adică minți în așa hal. În emisiune am văzut că a spus că listele cu persoanele care urmează să fie trimise în fără plată, să lucreze mai puțin, program redus lunar,
Au fost stabilite de comun acord cu sindicatul. La un moment dat zicea că sindicatul a făcut aceste liste, apoi a revenit și a spus că împreună cu sindicatul, conducerea sindicatului, dar eu am participat la ședințele pe care le-a avut administratorul judiciar, Ziomax, cu personalul nemulțumit și cu sindicatele, și acolo sindicaliștii au spus că ei nu au făcut nicio listă. Au fost de acord cu în principiu să fie trimiși niște oameni acasă, dar listele nu au nominalizat pe nimeni. N-au nominalizat. Cu toate că, după cum am văzut declarațiile administratului special, domnul Corcoață, că le-a făcut împreună cu conducerea sindicatului. De asemenea, am văzut că susține că motive tehnologice. Nu se susțin aceste motive, pentru că trecerea de la o funcționare cu un cazan care necesită mai mulți oameni, la un cazan care necesită mai puțini angajați, nu justifică trimiterea acasă exact a personalului TESA și operativ și alte categorii de personal care fac același lucru și în cazul funcționării cu o tehnologie care bazată pe cărbune și în cazul funcționării cu tehnologie pe gaz. Adică exact cei care sunt mai puțini, ar trebui să fie mai puțini la funcționare, aceia nu sunt trimiși acasă, dar sunt trimiși cei care fac același lucru în orice situație și de care este nevoie. Administratorul judiciar a venit acolo, a vrut să stea de vorbă cu anumite categorii și nu avea, adică nu era personal la serviciu, nici măcar un locuitor în anumite momente. Care e motivul? Asta înseamnă că nu există nicio logică, nu a fost nicio logică în măsura. Erau membrii de partid sau nu erau în grațiile conducerii? Vedeți dumneavoastră, care ar fi explicațiile? Un conducător... Sau nu aveau ce le trebuie? Un conducător care nu poate prea mult, din punct de vedere al capacității de a înțelege niște lucruri și de a conduce, de a dezvolta, încearcă să se înconjoare de oameni care să spună exact da șeful. Și ceilalți în situația nu spun în care da cineva șeful. Are o altă părere, cineva nu mai vrea să încalce legea, devine persoana non grata din punct de vedere s-a al... S-a întâmplat treaba asta la UATA? Păi eu sunt convins că acolo se întâmplă ceva. Domnule... Avem de-a face acolo cu... Am spus că UATA este condusă haotic, cu totul și cu totul la întâmplare, și mai sunt și alte interese personale la mijloc, și asta face ca atunci când ia decizii, personalul, oamenii din jur, să nu mai fie de acord. Pentru că nu-l mai sprijină în ceea ce vrea să facă. Probabil atât de în afara legii sunt aceste demersuri, că și în loc să înțeleagă, să rezolve problema în mod legal, se răzbună probabil pe acei oameni. Ori mai fi și interese politice, poate mai sunt pe acolo angajați, antrenați și în alte activități politice, și atunci e un soi de răzbunare. Leu Distroiu, de ce companiile astea publice, ale consiliilor locale, ale primăriilor, ajung să fie politizate până la urmă? Vedem și în situația asta, cea din Motru, cu UATA Motru. Într-adevăr, situația e tragică acolo, dar să fim sinceri, e și oarecum comică și vin și cu motivație. Acest administrator special, din câte am înțeles, a fost directorul acestei companii în trecut, nu? Da, a condus din 2011. Bun. Deci conduce o companie, o duci în insolvență, venim noi politicul și îl numim tot pe el administrator special ca să rezolve situația. Îi acordăm încrederea asta? Nu știu, Consiliul Local, cred că se duce tot în insolvență, special. Din insolvență, tot în insolvență. Dar majoritatea din Consiliul Local, care e tot... Știu că e o majoritate PSD-istă, nu? În jurul PSD și la momentul respectiv era tot majoritatea PSD în Consiliul Local, iar domnul Corcoață este vicepreședinte la PSD. În cazul ăsta sperăm ca de la anul încolo să rezolvați situația de la Motru, să schimbați majoritatea și administratorul special, că până atunci nu cred că are cum să iese din insolvență compania asta. Mulțumesc. Da, sper și eu ca lucrurile să se schimbe în bine și să putem face treabă, pentru că toate aceste piedici, toate aceste frâne, toate aceste șicane le resimt oamenii în lipsuri până la urmă. Locuitorii, bineînțeles. Cetățenii, da. Cât despre listele astea cu disponibilizări sau trimiteri cu 4 ore acasă, de punctul meu de vedere, cred că au fost făcute tot politic 4, sau cu anumite criterii de... 8 ore, 4 zile pe săptămână, adică s-a redus programul cu o zi.
De la pentru unii, nu doar pentru toată lumea și aici de persoane. Mai mult decât atât economia, dar bine, asta ar trebui să fie strategia conducătorului, modul cum face economie. Risipește enorm în altă parte la achiziția certificatelor de dioxid de carbon, la funcționarea cu tehnologie care nu corespunde și care presupune amenzi din partea gazdii de mediu sau achiziția de certificate carbon în perioada următoare și care crește de fapt prețul nu aparent mai mic. Bineînțeles, neconformarea la normele de mediu, având o investiție nouă pusă în funcțiune anul trecut, nu prea se stă în picioare ceea ce vrea să facă. Dar, ca măsură, nu este cea mai potrivită. Și economiile făcute pe o perioadă de 5 luni, după calculele societății, nu se salveze din... Sunt total nesemnificative. Am vorbit și cu administratul judiciar, mi-am uitat pe hârtii propunerea OATA și am văzut că pe 5 luni economiile în urma acestei măsuri sunt atât de mici că nu ajută cu nimic societatea. Da, știu. În schimb, impactul asupra celor 47 de persoane de angajați este enorm. Înseamnă peste 20% din salariul lunar. Pentru că e vorba de aceiași salariați timp de 5 luni. Nu prin rotație. Deci un număr de 47 de salariați vor avea salariu mai mic, salariați care oricum sunt undeva pe minim, pentru că cei care au salarii mai mari nu. Domnule director, pentru că de-aia le-au mai mari. Domnule primar, cum la noi în Gorj nu funcționează nicio societate, acolo unde avem totul politizat, în schimb în alte părți funcționează? Că am văzut, știu că a fost și o colaborare cu primăria din Oradea sau s-a încercat, nu? Un proiect în acest sens și nu, o susținere din partea... Un schimb de experiență la Oradea în toate domeniile de activitate care funcționează o administrație locală. Și acolo se poate. Peste tot am văzut oamenii noștri care au fost acolo și consilieri locali și funcționari din primărie au fost impresionați de modul în care se lucrează și cum se pune problema acolo. Una dintre zile am insistat eu să fie un schimb de experiență cu uzina de termoficare de acolo, pentru că figurează ca o acțiune de reușită. Dacă în 2014 era în insolvență ce s-a întâmplat cu OATA, acum sunt prosperi, aduc profit. Nu a putut acest administrator special să fure niște idei de acolo și să le aplice aici? Că până la nu despre asta vorbim, despre salvarea companiei. Trebuie să poți. Iar dumnealui n-a fost acolo la o schimbă de experiență. Și acum, ca o concluzie, probabil o să fiu considerat răutăcios că sunt eu liberal. Dar uitați-vă, acolo unde conduc PSD-știi se cam alege praf. Și unde reușesc să vin, cum e situația de la Motru, n-aș vrea să fac și să merg și mai departe cu Târgu Jiu, a câștigat doar primăria, primarul, nu și Consiliul Local, care e tot în jurul PSD. Și zvârcolirile astea sunt ca să demonstreze că nu se poate. Și de 3 ani asistăm la încercări de a mă afecta pe mine, de a mă desfința pe mine, dar, repet, n-au reușit pentru că sunt corect și fac lucrurile legal și așa cum trebuie, dar oamenii suferă, cetățenii din oraș. Am fi putut face mult mai multe lucruri și bune, pentru oameni și pentru toți. Dar avem nevoie și de majoritate în Consiliul Local. Este recomandat, acum, nu știu, nu e campanie, dar este recomandat, vorbim despre asta ca și o concluzie, atunci când votezi un primar, dă-i și Consiliul Local, că altfel nu va face nimic. Nu spun votați-mă bine, votați un primar, dați și Consiliul Local. Păi, poate domnul Corcoață va avea Consiliul Local. Poate asta e explicația. Refuz să anticipez ce s-ar întâmpla în orașul Motru cu un primar, cu domnul Corcoață și Consiliul Local în jurul lui, având în vedere ceea ce face sau ce a făcut la OATA. Refuz să mă gândesc. Eu unul. Poate sunt subiective, evident. Nu cred că locuitorii orașului Motru ar vota un asemenea tip de candidat la primăria Motru, când vezi că îți duci o companie în insolvență, e din nou numit acolo și tot nu reușește să facă nimic. Din contră, cred că o neacă mai rău în insolvența asta și perioada se va prelungi. Nu știm acum cum să alegi candidații către celelalte partide, poate au alte criterii și le pun e problema de șură. Trebuie să luăm o pauză de publicitate, acum revenim după 5 minute. Thank you.
Stația de epurare Târgu Jiu are suprafața de 40.000 de metri pătrați și poate deservi 107.000 locuitori. Pe linia apei se realizează tratarea apei uzate din punct de vedere mecanico-fizico-chimic cu ajutorul grătarelor areșidese, a mixerelor, pompelor și suplantelor și a bazinelor de îndepărtare a nisipului, grăsimilor, fosforului, nitraților și nitriților. Apoi, apa epurată trece printr-un acvariu cu pești pentru verificarea ei. În final, este transportată pe canal în Jiu. Stația de epurare nu deversează material fecaloid în Jiu. Apa curăță oamenii, iar noi curățăm apa. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu. La o pizza comandată primești încă una gratis. Sau, de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253-221177, 0353-401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita. Pizza pentru amândoi. Enova Mechanics angajează personal cu cunoștințe în domeniul mecanic pentru formare ca operator pe mașini cu comandă numerică pentru frezare sau strunjire. De 15 ani în domeniul construcțiilor de mașini industriale automate, Enova Mechanics din Rovinari, parte a Enova Group, este o companie dinamică și orientată spre performanță, prezentă pe piețele internaționale. Datorită metodelor performante de lucru și a personalului specializat, reușim să oferim clienților componente și subansamble mecanice de înaltă calitate. Dezvoltarea continuă în scopul diversificării produselor și asigurarea de condiții de muncă optime, cu bune oportunități de dezvoltare profesională, fac parte din realitățile noastre. Construirea unei cariere durabile este un proces continuu în care ai nevoie de motivație, disciplină, tenacitate și un mediu propice, performant. Intră și tu în echipa Enova Mechanics și o să ai posibilitatea să devii un profesionist. CV-urile pot fi trimise la adresa e-mail office@enova-group.ro. Relații și la telefon 0724578248 sau 0721243233. Universitatea de stat Constantin Brâncuș din Târgu Jiu Gorj, acreditată instituțional, vă oferă programe de studii universitare de licență la următoarele facultăți: Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, Facultatea de Științe Economice, cât și programe de studii universitare de masterat. Perioada de înscrieri 2-14 septembrie 2019. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Republicii numărul 1, pe e-mail univ@utgjiu.ro și la telefon 0253-214-307. Universitatea Constantin Brâncuș. Învățăm împreună, pregătim cariere împreună. Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe-bar sau o rețea de catering? GM Profiquip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoș, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite. Noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada Victoriei, numărul 332. Telefon 0353-418-999 și 0784-111-212. Se asigură service și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM Profiquip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurante, hoteluri, cafebaruri și catering. Salonul Barocco, locul unde visele tale devin inspirația noastră. Stilul, eleganța, pasiunea și profesionalismul sunt cuvintele ce caracterizează salonul de înfrumusețare Barocco din Târgu Jiu. Echipa Barocco este formată din specialiști ce te vor ajuta să găsești cele mai potrivite tunsori și coafiuri pentru tine. Serviciile manicură, pedicură și make-up, disponibile cu o gamă largă de culori și servicii personalizate. Serviciile de cosmetică te vor ajuta să-ți prelungești tinerețea cu tratamente faciale, remodelând corpul cu radiofrecvență facială și corporală și epilare definitivă cu un dispozitiv laser de ultimă generație. Masaj anticelulitic de relaxare, terapeutic și sportiv. Deținem propriile rețete secrete de frumusețe pe care le aplicăm fiecărui client. Pentru orașul Târgu Jiu, în funcție de dorința clientului, asigurăm transportul către salon.
Barocco Târgu Jiu, strada Victoriei, centru, deasupra magazinului Total, vis-a-vis de complex Parâng și Romarta. Stația de epurare Târgu Jiu are suprafața de 40.000 de metri pătrați și poate deservi 107.000 locuitori. Pe linia nămolului se va realiza procesarea lui din punct de vedere mecanico-fizico-chimico-biologic cu ajutorul bazinelor de îngroșare, a pompelor și suplantelor, a echipamentelor de deshidratare de tip bandă și centrifugare, a fermentatoarelor și a instalațiilor de cogenerare. În urma procesării finale se va obține îngrășământ agricol, energie termică și electrică. Stația de epurare nu deversează material fecaloid în Jiu. Apa curăță oamenii, iar noi curățăm apa. Am revenit la emisiunea din Amele Zilei, vorbim despre situația din al doilea municipiu al județului Gorj. Uzina de agenți termici alimentare cu apă se află într-o situație limită, a pornit în urmă cu 2 ani, dacă nu greșesc, pe acest drum al reorganizării, al insolvenței. De obicei, în urmă cu 4 ani. Da, i s-a cerut insolvența. Precizarea că înainte de a prelua eu primărie, cu obiectivul de a ieși din această situație grea, dificilă, am tot încercat să-l opresc pe domnul primar în prima parte, să-i aduc aminte că a primit foarte mulți bani această societate, chiar și de la guvern, foarte, foarte mulți bani. Bani care puteau să aducă un echilibru financiar pentru firmă. Este societatea care furnizează servicii de apă caldă și agent termic, căldură, nu are concurență, este monopol acolo. Primește și subvenții la Consiliul Local și la bugetul de stat și de peste tot, de pe unde vreți dumneavoastră. Un pic de management mai lipsea, așa la minimum, dacă nu cumva la nivel mediu, și n-ar fi trebuit să existe aceste probleme atât de mari, mai ales că a fost ajutată în ultimii ani cu foarte mulți bani, cu 90-100 de miliarde, cât? Peste 100 de miliarde, dacă vorbim în bani vechi, în două tranșe, ultima fiind chiar de aproape 94 de miliarde, 1.400.000 bani. Ce se întâmplă cu banii ăștia? Au dat foc, ce au făcut? În loc de cărbune au băgat bani în cazan acolo. Au plătit în avans ratele la programul de reorganizare. Ratele sunt plătite până în noiembrie anul acesta și cu toate acestea nu reușește să supraviețuiască și sunt probleme și la achiziția combustibilului, ceva se întâmplă. Înseamnă foarte, că trebuie foarte să fii un mare geniu ca să să fii un mare geniu să poți cheltui atâția bani și să te duci din nou în insolvență. Da, și să dirijezi societatea înapoi. Atunci cum vorbim despre? Vorbim despre sprijin pe care... Sprijin politic, controlul politic al societăților publice? Vorbim despre sprijin pe care guvernul l-a dat și ar mai fi dispus să-l dea și ne punem problema oare dacă... Pentru că acolo figurezi în evidență cu ce sprijin. Și o să întrebe, ai rezolvat problemele pentru care ai primit banii? Nimeni nu bagă bani într-un sac fără fund. Nimeni nu bagă bani într-o gaură neagră. Dacă demonstrăm că am făcut pași pentru eficientizare și pentru a scoate societatea din insolvență, da, vom mai fi sprijiniți în continuare, că ăsta e și răspunsul pe care îl primim de pe acolo. Dar, repet, acolo este nevoie de un conducător competent. Tehnician, specialist, inginer sau economist? Trebuie să fie atât, să aibă cunoștințe atât economice, dar mai ales de organizare și tehnologice. Ca să poată să îmbine cu succes criteriile economice și tehnologice, nu? Să poată să aleagă soluțiile cele mai bune, da, cum, dar un minim de cunoștințe face să înțeleagă atunci când specialiștii din jurul lui, pentru că niciun conducător nu le poate ști pe toate, nu poate să fie as în toate domeniile și atunci există echipa din jur. Dacă acel conducător este deschis și ascultă la echipa din jur, face treabă. Dacă se crede el atotștiutor în condițiile în care este evident că mereu a dat-o în bară, atunci nu mai face treabă. Și rezultatele sunt care sunt. Da, și nu se întâmplă numai la nivel local, să știți, astfel de minuni, să le zicem minuni, și la nivel central. Iată ce s-a întâmplat la Ministerul Energiei astăzi, n-a putut să-și ia angajații banii pentru că n-a avut cine semneze ordinele de plată, statele de plată. Lucruri
lucruri deosebite, într-adevăr, pentru că nu mai știe nimeni cine e ministrul energiei și oamenii mai pleacă și acasă, dacă tot conduc un minister fără să... Nu mai semnează proiecte de finanțare, respectiv. Nu mai sunt avizate ordonanțe de urgență, nu mai primesc toate avizele. Asta și să ne mai întâmplăm că la nivel local se întâmplă ce se întâmplă. Trebuia să fie finalizată rectificarea bugetară. Tehnic este rezolvată, efectiv rămâne să fie publicată și nu se întâmplă acest lucru. Miniștrii sunt ocupați cu altceva decât să facă treburile administrative pe care ar trebui să le facă. Ia uite, până și semnarea unor state de salarii nu are cine. Dar să mai vorbim de lucrurile utile în teritoriu. Am lansat și o a doua temă pentru această a doua parte. Deci sunt promovați politicieni slabi în funcții publice. Bine, e puțin retorică întrebarea, păi, dar... asta vreau să spun, dacă sunt politicieni, de asta sunt promovați, fiindcă sunt politicieni. Nu, probabil ca să poată să fie controlați foarte bine și să răspundă comenților. Pentru că e unul care mai judecă și în temeiul legii, mai aplică. Eu sunt convins că fiecare partid mai răspunde comenziilor tot timpul de la partid cu angajări, cu licitații și cu toate cele. Sunt convins că fiecare partid are și oameni buni care ar putea conduce și de ce nu-i vedem? Unde sunt? Și la UATA, și la... Pentru că nu-ți doriți de... spitale și la... Credeți că aceștia companii, care ar avea inteligența necesară pentru conducerea unei companii ar sta la mila partidului și ar semna așa cum trebuie? Ar fi supuși, să spun așa, superiorilor? Eu zic că ar spune nu de multe ori. Aici este problema. Până când nu-i vom vedea pe ei în funcții publice importante, o să avem o problemă și o să vină cei din partid. Cred că întrebarea pe care a spus-o acolo ar fi trebuit să termine de ce sunt politicieni slabi în funcții. Pentru că peste tot, nu numai în funcțiile publice, bine, uneori și la privat, să știți că mai sunt... Politic, mai puțin în mediul privat, pentru că cel care are capital, cel care investește, vrea să-i meargă treaba și cât se poate de bine și atunci nu promovează incapabili. S-a ajuns în situația în care un număr extrem de mare de oameni care... Nu pot să avanseze, nu pot să acceseze la opoziție decât pe criterii politice. Și atunci principalul lor scop este să activeze într-un partid, își aleg un partid, se mută dintr-un partid într-altul, dacă este cazul, dacă este nevoie, face ce zice partidul, exact cum spunea colegul de platou, diverse matrapazlăcuri, numai ca să fie avansat. Și atunci șeful îl pune acolo unde are nevoie. Pentru că cei mai mulți își doresc câștig de moment, cei mai mulți ajung acolo pentru avantaje personale sau de grup și mai puțin pentru cetățean. Și nu le pasă dacă sprijină la numirea în funcții, în orice fel de funcție, oameni bine pregătiți sau slabi. E, și în general, dacă facem o analiză, cred că în aceste funcții sunt persoane din partid care nu ar putea să obțină voturi dacă acestea ar candida pe o listă de Consiliu Local și Județean. În general, din ce am văzut, toți directorii acestor companii sunt oameni din spatele partidului, oameni fără voturi, care se mulțumesc cu un post călduț, cu un salariu bun în fiecare lună și stau la... la partidul. Deci cam asta se întâmplă. Și la UATA cum s-a întâmplat cu domnul Corcoață? Din tehnician, din specialist, să zicem, a devenit membru de partid sau invers? Nu. Din membru de partid a fost propus. Membru de partid, este membru PSD de la început, nu știu, poate a fost alături de domnul Hanu, de fostul primar, nu sunt sigur, dar poate a fost la începuturi chiar în PRM, că domnul Hanu vine cu Partidul România Mare din spate și s-a mutat cu toată echipa. Corect. La PSD. Și din zona politică a fost promovat? Și a fost promovat mai ales pe criterii politice. Numai pe criterii, sunt convins că numai pe criterii politice. S-a atașat foarte mult de un... Și a creat un idol. S-a atașat cine era idolul? De domnul Hanu, primar. S-a atașat foarte tare. A avut numai de câștigat. A fost numit în funcții. Domnul Corcoață, cât a lucrat în minerii, n-a confirmat, n-a urcat în ierarhie.
A urcat după ce a ieșit la pensie, când, bineînțeles, a devenit și rudă. Dar pui altundeva, nu știu, la gospodărirea parcurilor, la altceva care nu are impact. Nici măcar acolo, domnul Măruță, că nu. Sunt atâția tineri care ar vrea să muncească și cu putere de muncă pleacă din țara asta, pleacă din județul nostru și spunem, n-avem specialiști. Păi de unde să avem specialiști? Dom'le, când o să stea specialiști? Un copac l-a tăiat așa un pic mai înalt, deci nu contează, că nu mai bate soare. Dar aici când nu le dai astora că oamenilor căldură și agent termic iarna, e cam nasoală treaba, cum se spune popor. Domnul Corcoață este atât de specialist, atât de bun profesionist, că este și în Consiliul de Administrație de la APA Regio. Conduce și APA Regio, domnul Corcoață. După ce mai înainte fusese în AGA la APA Regio. Când nu s-a mai plătit, a fost mutat din AGA în Consiliul de Administrație. APA Regio ăsta? APA Regio, pe... APA Regio, că e un singur APA Regio în România. Este în Consiliul de Administrație. Și bun. Dacă te gândești atunci când era în AGA, decidea pentru APA Regio, când nu s-a mai plătit, a fost mutat din AGA în Consiliul de Administrație. APA Regio ăsta cu pierderi de 80%? Ăsta e un singur APA Regio, da. Pe Gorj. Așa spunea domnul Pastic, avea la un moment dat pierderi de 80%. Păi au specialiști în Consiliul de Administrație. Înseamnă că acele conducte erau ciuruite, efectiv. Păi și ce facem cu companiile astea? Doar așa punem polițieni să angajeze colegi de partid? Punem polițieni care amante, se câștige, să facă licitații, niște bani și să zică da la orice. Adică, alo, Costel, angajând și mine. Nu, pe, nu. Cineva zice aici trebuie să fie așa. Bun, dar decizia aparține Consiliului de Administrație sau AGA, da? Păi cine e acolo, dacă e cine trebuie, face exact ce îi se spune. Și cei de acolo sunt controlați politic. Ședințele sunt de maxim o oră, dacă durează, la Consiliul de Administrație. Se întâlnesc ca să bifeze o prezență și să semneze ceva ca să poată lua indemnizația aia. Păi și atunci ne mirăm că nu funcționează așa cum trebuie aceste companii. Și atunci ne mirăm că nu merge. Șefii sunt, care și ăștia sunt numiți poliții. Sau mai e varianta cu nu iei păcure de la ăsta, iei de la ăsta. Sau cărbune de la ăsta, iei de la ăsta. Păi la OATA se întâmplă sau așa ceva. Sau benzină sau motorină. Și am atras atenția să vedem dacă pe se rezolvă. Că e prietenul nostru. Pentru perioada de iarnă, știm că ne trebuie cărbune și păcură. Nu s-a început candidățile licitația, sunt cunoscute, nu s-a declanșat acum, procedura nu? De achiziție a păcurei pentru perioada de iarnă. Mai e foarte puțin. O lună și jumătate sau poate mai puțin. Și nu s-a declanșat procedura. De ce? În ultimul moment ești nevoit să iei de unde vrei. Ca și să la, iei cât mai prețul, repede. La prețul pe care îl găsești în momentul ăla, bineînțeles. Evident. Asta înseamnă să nu lucrezi cu banii tăi, să nu fii un privat, să lucrezi cu bani publici. Să nu-ți pese decât de buzunarul tău și gata. Și atunci ne mirăm, aceste companii beneficiază de subvenții de la guvern, uneori de la consiliile locale, da? Sunt singuri pe piață, practic, și tot nu adică sunt în stare publici, bun, și nu pot să reziste. Și nu rezistă. Și nu-i singurul caz. Și acum înțelegeți, pentru că astfel de oameni au susținerea unui consiliu local. Aici este o problemă. Bun, și oamenii ăștia se aruncă în cap. Dacă ăla se aruncă în cap, se aruncă și ei în cap, da, după el. Sau da, cetățenii trebuie să înțeleagă, Dumnezeu, e foarte simplu. Acu este vina, pentru că toată firma lumea se uită făcută la primar. Da. Dar dacă orice acțiune a lui trebuie aprobată de Consiliul Local, înțelegem de ce se întâmplă. Dar și nici de Consiliul ce Local, dar lucrurile în domeniul economic cred că sunt destul de simple, funcționează în baza legislației economice. Și dar nu, criterii simple, domnule, profit, pierdere, astea, nu trebuie să umpli birourile de politicieni. Mai sunt și, cum am spus, motive, criterii tehnologice. Da, și tehnologice și economice. Tehnologice și economice, așa. Dar ăsta e pus acolo cu un mandat clar, cu indicatori, să dea apă, să dea căldură, să fie eficient, să n-aibă pierderi. Deci nu trebuie să rezolve să lipească afișe, să... Ca să ducă la îndeplinire programul de reorganizare ca societatea deci la sfârșit. Deci e destul de clar treaba. Să nu mai fie în insolvență. Are un termen? Nu știu în care trebuie să facă societatea. Mai 2020. Înainte de alegeri, nu? Se fac 3 dolari. Deci ce o să facă actuala majoritate din Consiliu dacă nu se rezolvă? Nu spuneți asta cetățenilor. Eu vorbesc mereu, de asta vorbesc și aici. Poate fi prelungită insolvența? Mai poate fi prelungită cu un an. Adică dacă demonstrează că în perioada asta și-a dus la îndeplinire programul și că poate să scoate societatea insolvență. Au plătit ratele? Păi ce program dacă au trimis 47? Cu
cu salariul redus. Pe creditor nu interesează. Faptul că de la declanșarea, de la declanșarea programului de reorganizare și până în noiembrie 2019, anul ăsta, deci din 2016 în 2019, societatea a reușit să-și plătească ratele, creditorii, din dorința de a mai obține cât mai mult, că oricum s-au redus foarte mult datoriile prin programul de reorganizare, vor fi de acord cu prelungirea cu încă un an ca să mai obțină cât mai mult, pentru că odată declanșat falimentul nu mai obțin nimic. Electoral, cum ar pica asta în economia alegerilor de anul viitor? Prelungirea insolvenței la să oată. Știți că niciodată nu privesc lucrurile electorale. Nu. Aici nici nu trebuie să încape... Nu din punctul dumneavoastră de vedere, al lor. Trebuie să fie acțiuni politice. Pa, lor ce să mai... Ai un PSD-ist la conducere de... Avem de pierdut, că menținem insolvența, n-avem, nu-și fac calcul. Ai un PSD-ist la conducere de 8-9 ani care a băgat-o în insolvență, care a fost ținută acolo ca să o scoate din insolvență și o conduce către ce? Cum să fie? Nici refuz să mă gândesc la așa ceva. Nici... Mai contează... Cine decontează? Că decontează PSD? Faptul că rămânem fără termoficare, nu. Contează că rămânem fără. Iar lucrul ăsta trebuie să-l înțeleagă toți factorii de conducere ai PSD și de la nivel de județ. Să facă analiza. Există riscul ăsta? Nu înțeleg de ce se întâmplă aici în Motru. Toată lumea știe, vede despre ce e vorba. Sunt scoase pe tapet o mulțime de probleme de la OATA. Am încercat să rezolv aceste probleme. Am lovit de un zid în Consiliul Local, majoritatea asta în jurul PSD, în continuare, un administrator special, un conducător de la PSD este ținut acolo și noi stăm să ne gândim că o să deconteze cine? Primarul sau PSD? Primarul liberal sau PSD? Nu, nici nu contează. Nici n-aș vrea să vorbesc despre politică în situația asta. Dar... Până la urmă vorbiți, pentru că e realitatea. Indiferent că vă doriți sau nu chestia asta, eu zic că are legătură cu politicul, fiindcă conducătorul acestei companii e numit politic și va fi numit în continuare. Adică dacă dumneavoastră nu vă implicați și nu spuneți cetățeanului ce se întâmplă acolo, s-ar putea să decontați dumneavoastră, PNL-ul, PSD-ul, nu știu ce se întâmplă și de asta ar trebui foarte mare atenție. Există pericolul să fie întârziere la furnizarea agentului termic la iarnă? Nu, nu. A apei calde? Nu, nu. Dacă n-au început licitația pentru cărbune? Păi n-au început licitația pentru cărbune, a fost o primă de la complex se va lua pentru perioada de iarnă. Că, sigur, de la această, complex. Da, în această perioadă e nevoie de o cantitate mai mare de cărbune și alte microcariere nu pot să asigure transportul și cantitatea necesară, doar complexul. Da, poate la microcarierele sunt niște prieteni și trebuie ajutați. Vorbeam adineaur de interese personale sau de grup. De asta vă întreb și eu. Sunt suspiciuni din moment ce cu atâta îndârjire se face tot posibilul ca măcar jumătate de vară să funcționezi cu cărbune de acolo, măcar jumătate să ții o investiție nouă, nepoluantă, pe dreapta, oprită, ca să funcționezi măcar jumătate de vară cu, din partea cealaltă, cu cărbune de la privat, că e mai ieftin decât de la complex, te trimite și la acest gând. Și funcționarea pe cărbune atrage plata, certificat de la cine? Amenzi de la Garda de Mediu, achiziția de certificate de carbon pentru că ai produs, ai poluat. După aceea dumneavoastră, OATA poate ieși din insolvență acum? Da, da. OATA poate ieși din insolvență. Chiar și cu problemele astea cu oamenii trimiși în fără nu, plată? Nu, asta e o măsură a administrației de acolo, a administratorului special. E justificată? Ca să justifice el că face ceva. Adică timp de un an de zile ai făcut numai prostii, ai produs numai prejudicii și acum dintr-o dată vrei să demonstrezi că ai luat orice măsură, inclusiv trimis oamenii acasă. Păi de asta o ia oricine și un nei ca de cea pe mai drum. Simplă măsură pe care ai putea să o iei. Ce faci? Dă-i afară. Calcul cât câștigi, 133.000 pe 5 luni, cât vine lunar. Nu ajută lunar societatea cu absolut nimic. Absolut. Domnul primar, dar de ce să ajute domnule că au primit 100 de miliarde? Că eu tot nu mai înțeleg. Unde s-au dus banii ăia? 105 miliarde în urma unor proiecte inițiate de primărie în ultimii 2 ani și jumătate, plus un proces câștigat cu ANAF de vreo 34 de miliarde, pot deci fi un total pe hârtie. De vreo 140 de miliarde. Păi și cum care să, au venit să trimiți, dai în ultimii ani și jumătate? Păi și cum să-i dai, trimiți acasă pe oameni cu având atâția bani? Înseamnă că e ceva în neregulă acolo. Este o bombă în curtea și societății sau ce acolo trebuie o analiză. Am încercat. Dar administratorul, firma ce spune?
firma de... Acum face o analiză în urma sesiunii. Chiar așa am nu interesează? Am o comisie mixtă printr-un proiect de hotărâre de Consiliul Local, așa cum se întâmplă și în Târgu Jiu. Deci nu am venit eu cu o invenție, am văzut că se întâmplă în Târgu Jiu, am vrut să facem și la Motru. Adică o comisie mixtă formată din consilieri locali, care să aibă pregătiri în toate domenii, în mai multe domenii, în domenii economice, juridice, chiar și tehnice, că avem în Consiliul Local și economic, cu specialiști din primărie, deci 5 consilieri locali, 2 funcționari din primărie, să facă niște verificări acolo, privind activitatea administratorului special și a OATA în general. A fost respins, evident. Evident că a fost respins acest proiect. Nu trebuie să intre nimeni să vadă ce e acolo. Absolut deloc nu trebuie. Dar administratorul judiciar nu poate fi invitat în Consiliul Local să prezinte un raport, o situație? Vine și prezintă niște poezii, exact cum am văzut nu acolo. Din astea. Păi asta se întâmplă acolo. Având sprijinul majorității din Consiliul Local, orice altă întrebare din altă parte creează, nu știți ce e la noi, e un... Deci, se creează un soi de balamuc, se oprește orice discuție, hai să facem liniște, dar schimbăm subiectul. Cât câștigă? Stați așa că ajungem și la explicații, la motive, de ce e poezia aia periodică. Cât câștigă administratorul judiciar din afacerea asta? Din afacere? Nu pot să știu. Eu pot să spun cât e indemnizația. Păi dacă e de 4 ani? Și s-ar putea să prelungească cu încă un an, oamenii nu vin degeaba, nu s-au lansat degeaba în afaceri cu lichidări și cu reorganizări. Nu pot să spun decât cât este indemnizația. Cât a fost, de fapt, până în luna iulie. Da. Pentru că pe luna august i-am blocat plata indemnizației, pentru că a venit cu un număr foarte mic de posturi. A venit cu 7 libere în plus față de liberele legale pentru luna august. Deci dumneavoastră, ca și primar, nu i s-a prezentat o situație până în momentul ăsta cu cheltuielile companiei? Ia spuneți de comisionul ăla de care succes. Trebuie, se prezintă situația care trebuie. Dacă soliciți altceva, se face zid în jur și nu mai. Spuneți de comisionul acela de succes. Comisionul de succes este de 2,59% din încasări. Mi se spune permanent că este perfect legal, că e hotărâre judecătorească din încasări. Și de la și populație? Punct. Păi, în primul rând de la populație, pentru că de acolo sunt sumele cele mai mari pe care trebuie să le încaseze OATA. Mereu se invocă administratorul judiciar sumele pe care trebuie să le primească de la primărie. Nu este adevărat. De când sunt aici, am plătit în avans și subvenția, ne-am plătit și datoriile, am obținut de la fonduri guvernamentale, e altă teamă, dar s-au obținut în perioada asta. Asta că noi asta ca și primăria ați avea datorii către ei și era oarecum un motiv invocat de... Mai era o datorie foarte veche de prin 2013, aproape 14 miliarde și mai aveam noi vreo 3 miliarde. Le-am dat toată suma, n-a fost ușor să plătesc datoriile altuia, n-a fost simplu, pentru că cu cele 14 miliarde care erau din 2013 și pentru care guvernul, nici fostului primar, nici mie, n-a vrut să ne sprijine, nu dă retroactiv, aș fi putut să fac multe lucruri. Altceva. Dar am fost nevoit să le dau, să achiziționez certificatele carbon, să le dau urate ca să poată să funcționeze în continuare. Da, pentru certificate aferente producției de anul trecut. Da, trebuie să mai luăm o pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi. Vom avea și o legătură telefonică cu unul dintre liderii politici de la centrul de la București. Imediat ne revedem. Curățenia și ordinea costele nu sunt probleme de instinct, sunt chestiuni de educație. Trebuie să-ți cultivi gustul pentru ele. Asta din cine mai era panel? Benjamin. Israeli, fost prim-ministru. Englez, ce vrei? Auzi, Costele, dar tu știi ce parizări fac englezii? Oh.
Polaris. Împreună pentru un oraș curat. Husqvarna dă startul campaniei de primăvară 2019. Până în luna iunie sunt reduceri între 200 și 300 de lei la mașinile de tuns gazon, moto unelte și moto ferăstraie la Raico Târgu Jiu, dealer autorizat Husqvarna. Pentru fiecare mașină de tuns iarbă primiți cadou o foarfecă GuardView, iar la achiziționarea unui tractor de grădină Husqvarna, cadoul este o mașină de tuns gazon electrică și un mini trimmer Flymo. La cumpărarea moto ferăstraielor Husqvarna 435 5-2 și 442 se oferă cadou două lanțuri X-Cut SP33G. În plus, bateriile și încărcătoarele au reducere 20% la achiziția unui utilaj pe baterii Husqvarna. Raico vă așteaptă în rețeaua de magazine din Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112, telefon 0253-210736, Novaci, Piața Centrală, Târgu Cărbunești, strada Trandafirilor, Turceni, platforma termocentralei și Padeș, sat Apa Neagră. Raico, dealer autorizat Husqvarna, i-al naiba de greu să fim cei mai buni. Firma Lotus închiriază la prețuri avantajoase spații comerciale. În complex Parâng, parter și etaj, excelent vat comercial. În complex Păltiniș, parter și etaj, spațiu comercial ultracentral pe strada Victoria, zona pietonală, la etaj. Spații birouri pe bulevardul Constantin Brâncuș și pe strada Victoria, zona pietonală. Relații la telefon 0744 648 210 sau la birourile de la etajul 1 din complex Parâng. Lotus, partenerul ideal în afaceri. Visați la o nuntă de vis cu sute de invitați într-un loc deosebit? Alegeți restaurantul Marigab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri alese cu cele mai gustoase preparate după rețete tradiționale. Ne dorim ca evenimentele pe care le găzduim să fie de o calitate ireproșabilă, de aceea suntem atenți la fiecare detaliu. Restaurantul Marigab asigură și cazare în camere luxoase amenajate la cele mai înalte standarde. Clienții care închiriază localul pentru evenimente beneficiază de cazare gratuită. Restaurant Marigab, Turceni, strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la telefonul 0766-949-901. Marigab, plăcerea de a petrece clipe de neuitat. Tehnoinstal SRL, una din firmele de referință în domeniul lucrărilor de instalare, montare, punere în funcțiune, autorizare, service, garanție și post-garanție a echipamentelor de încălzire centrală. Firma dispune de specialiști autorizați SCIR și ANRE pentru a efectua diverse lucrări la domiciliul persoanelor fizice sau la sediul persoanelor juridice. La Tehnoinstal alegi instalația de încălzire perfectă pentru locuința ta. Centrale pe gaz, centrale pe lemn și centrale electrice, inclusiv echipamente neconvenționale. Panouri solare, pompe de căldură la cele mai bune prețuri. Tehnoinstal SRL, Târgu Jiu, strada 1 decembrie 1918, numărul 49, telefon 0253-225-528. Alege Tehnoinstal, mai mult decât căldură. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești, la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Am revenit la emisiunea Dilemele Zilei. În această seară vorbim despre politizarea funcțiilor publice în toate domeniile de activitate, că vorbim de sănătate, de administrație publică, nici nu mai încape vorbă, vorbim și despre educație la un moment dat, pentru că aproape toți directorii de unități de învățământ răspund politic, domnule,
Domnule Zianu, vorbim și despre, din păcate, și despre mediul economic, unde acționare sunt ministerele, statul până la urmă, de asemenea, controlat politic și manipulat politic până la urmă, prin angajări și prin alte criterii decât cele legate de performanță. Vorbim despre politizarea funcției publice și cu unul dintre politicienii de la București, domnul Mihail Neamțu, purtător de cuvânt al PMP și vicepreședinte al PMP la nivel central, când avem telefonul, este chiar acum. Bună seara, domnule Mihail Neamțu, sunteți în direct la Tele3 în emisiunea Dilemele Zilei. Bună seara, mă bucur să vă aud și vă salut. Eu sunt Eugen Măruță, realizatorul emisiunii, alături de mine colegul dumneavoastră de la PMP Târgu Jiu, Andrei Udriștoiu, și primarul municipiului Motru, domnul Gigel Jianu de la PNL. Vă salută și invită. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Vorbim, ca să ne legăm și de tema emisiunii din această seară, vorbim despre politizarea funcției publice și de ce partidele insistă până la urmă să promoveze politicieni slabi pe funcții, în general nu neapărat publice, aproape în orice domeniu de activitate, că vorbim despre sănătate, despre administrația publică, despre chiar și despre administrația centrală, vorbim și despre educație la un moment dat, despre directorii de școli, dacă ne puteți oferi un punct de vedere pe această temă. Întâi de toate spune că nu problema politizării trebuie să ne frământe, ci problema incompetenței. Vorbeam de candidate. Personaje slab pregătite, da. Da, tocmai faptul că există oameni politici nu e o problemă. Faptul că există oameni incompetenți în funcții importante în stat este o gravă problemă. Și chiar înainte de a lua telefonul dumneavoastră, citeam, pentru că asta e pasiunea mea, citeam din cronicile vechi legate de, sigur, istoria Olteniei, de mari bărbați de stat pe care i-am avut. Gândiți-vă la, apropo de... Sigur, panturniți-vă la Tudor Vladimirescu, care avea o formație occidentală, care fusese la Viena, care văzuse lumea liberă înainte de a veni să propună un proiect de renaștere națională în țară. Gândiți-vă la Titu Maiorescu, care a fost până la urmă nașul cultural al lui Mihai Eminescu, fără de care nu ar fi apărut faimoasele poezii. E bine, Titu Maiorescu, care a făcut o școală la Craiova și apoi, sigur, a mers mai departe în Germania, în Austria și la Paris, era un om politic. Era prim-ministru țării noastre. Era un om foarte inteligent, foarte instruit și care și-a asumat această vocație de slujire a poporului printr-un partid. Deci a fi membru unui partid, a fi om politic, nu e o problemă. A fi incompetent, a fi nepregătit, a fi lipsit de o meserie înainte de a face politică, este o gravă problemă pentru țară. Și uitați-vă la candidații noștri la prezidențiale. Uitați-vă că foarte puțini dintre ei au parte de această validare internațională. Nu pentru că domnul Paleologu este candidatul PMP, o spun, ci pentru că de mult timp îmi doresc ca în România să avem oameni care ne reprezintă la cel mai înalt nivel. Salut prezența unui om cu doctoratul la Sorbona, ca și Titu Maiorescu, cu școala făcută și la Berlin și la München. Salut prezența în scena și în arena politică românească a unor oameni de anvergură, în, aș spune, opoziție cu analfabeții funcționali care, iată, au populat, cum bine observați și dumneavoastră, atâtea și atâtea instituții. Așa este, însă societatea, până la urmă, este pregătită să primească astfel de candidați primeniți sau un alt profil de candidat sau de politician, sau partidele sunt tentate în continuare să le ofere oamenilor ceea ce vor până la urmă? E o întrebare foarte bună, dar aș vrea să fiu optimist. Observ o schimbare de mentalități. Ca om care a petrecut foarte mult timp în Oltenia, eu însumi am rădăcini în județul Dolj, observ că peste tot, în toate regiunile istorice, România au ridicat standardele, da? Pentru tot ceea ce înseamnă consum personal în familie de produse, românii vor calitate. Românii când vor să-și cumpere o mașină, iau o mașină nemțească. Românii când vor să sărbătorească, nu întotdeauna, recunosc, uneori caută un vin franțuzesc. Uneori când vor un calculator de bună calitate sau o cameră video de bună calitate, iau un produs american. Ei bine,
Dacă România au făcut aceste modificări în standardele lor și în așteptările lor și își doresc calitate în tot ceea ce înseamnă consum zilnic, da, de servicii, eu cred că vine vremea și în politică românii să ridice standardele. Iar cred că PMP a făcut un lucru foarte bun prin faptul că a provocat celelalte partide să lanseze niște candidați, cel puțin la același nivel cu Teodor Paleologu. Și nu vreau să sună elitist, nu vreau să sună arogant, dar gândiți-vă că România are o veche tradiție în acest domeniu. Dimitrie Cantemir a fost un mare, mare profesor, un mare învățat, că tot e săptămâna dedicată elevilor. Gândiți-vă că era recunoscut la Berlin, mergea la Academia din Berlin și era aplaudat și totuși a fost în același timp voievod al Moldovei. Gândiți-vă la Spiru Haret, care a venit de la Paris să facă școli. Nu că nu ar fi putut să se descurce la Paris ca profesor, ci pur și simplu a vrut să facă școli în țara lui. Iată ce oameni am avut. De ce nu am continuat și în secolul 21? Sigur, pentru domnul Paleologu e o provocare lipsa de notorietate. Dar pentru asta folosim toate instrumentele, comunicarea și vă mulțumesc pentru oportunitatea dată de a discuta cu publicul gorjean, cu oamenii care nu au uitat rădăcinile acestei țări despre un asemenea candidat. Vorbim totuși de proiectele pe care le au candidații, până la urmă îi auzi vorbind în campaniile electorale despre absolut toate domeniile, economic, sănătate, educație, chiar țin minte și despre un proiect de educație al actualului, proiect plan pentru educație al actualului președinte, dar când intră în funcție, când intră în pâine, spun că atribuțiile sunt limitate, nu prea au ce să facă, Constituția nu le permite și așa mai departe. Funcția de reprezentare, iertați-mă că vă întrerup, este o funcție constituțională. Nu e nicio îndoială că președintele reprezintă statul român și națiunea română. Ori, atribuțiile în această materie... Și ne spune, de fapt, că nu poate să facă nimic pentru țară. Decât să... Actualul președinte, sigur, a devenit specialist în scuze, da? Însă, eu cred că un om implicat ca Teodor Paleologu în viața culturală, academică, care a fost și ministru, care s-a luptat cu samsarii din București ca să apere patrimoniul cultural al capitalei noastre, eu cred că un asemenea om poate fi apreciat de gorjeni, mai ales că dumneavoastră, în Târgu Jiu, aveți un monument de artă care ar putea să fie oricând un instrument de comunicare în termen de diplomație culturală. Brâncuș ar putea oricând să fie locul unde bunoară Emmanuel Macron, ansamblu Brâncuș, iertați-mă, da? Este locul unde Emmanuel Macron și cu Teodor Paleologu, apropo, amândoi au făcut școala în aceeași vreme, s-ar putea întâlni pentru a discuta care sunt parteneriatele între Franța și România. De ce? Pentru că Brâncuș unește Franța și România în plan spiritual. Ori acest exercițiu n-a fost făcut pentru că oamenii politici nu au imaginație, oamenii politici nu au cultură, oamenii politici nu sunt educați. Vă dau un mic secret acum. Emmanuel Macron a făcut studii cu profesorul Paul Ricoeur, pe care eu personal l-am și cunoscut la Cluj, a venit și a ținut cursuri și la Cluj, și cine a citit opera maestrului lui Macron poate cu siguranță să aibă un ascendent asupra actualului președinte al Franței față de un ignorant. Cred că doamna Viorica Dăncilă s-ar putea să se vadă cu domnul Macron și să nu facă diferența între protestant și protestatar. Vă dați seama la ce nivel suntem. Prin urmare, ce fel de reprezentare poate să ne ofere oameni incompetenți? Ce fel de diplomație culturală poate să facă doamna Dăncilă sau, eu știu, un alt politruc în secolul 21, când e nevoie mai mult decât oricând de seriozitate și de competență? E adevărat, dar până la urmă partidele sunt pregătite să ridice ștacheta? Spuneți că publicul e pregătit și vrea altceva, oameni de alt calibru. Partidele renunță la clișeile astea? Eu cred că aici s-a făcut o mare greșeală. Țineți minte sloganul acela, toate partidele aceeași mizerie. A fost un slogan facil, comod și neadevărat, care într-un fel a ținut și oamenii buni deoparte. Da? Mulți oameni de talent, mulți, sunt sigur, medici, eu știu, liberi profesioniști, arhitecți, din zona dumneavoastră, din Gorj, din... sigur, Târgu Jiu sau din Craiova, poate alții din București, oameni care și-ar dori să se implice, au stat deoparte pentru că mesajul a fost că dacă intri în politică te murdărești. Eu cred că e timpul să dăm drumul
la o mișcare de redeșteptare, de implicare a intelectualilor, fiindcă să nu uităm, intelectualii au avut întotdeauna, în 1848, iertați-mă, dar Nicolae Bălcescu ce era? Nu era intelectual. N-a scris el o carte despre Mihai Viteazu, înainte de a face Revoluția. Vă întreb, de asemenea, cine era Vasile Alexandrin? Nu cumva era un intelectual? Cine a făcut unirea principatelor, dacă nu intelectualii? Cine s-a implicat în Marea Unire de la 1918, dacă nu un Iuliu Maniu sau Vasile Goldiș? Și ce erau acești oameni? Că sigur nu erau, iertați-mă, nu erau tâmplari, cu tot respectul pentru tâmplari, că până la urmă Iosif Logodnicul Marie era tâmplar. Dar vreau să spun că orizontul intelectual este esențial pentru a reuși să faci lucruri mari. România trebuie să iasă din mediocritate, România trebuie să își propună mai multe și pentru asta are nevoie de o elită vizionară, patriotică și dedicată. Da, dar să știți că și la Târgu Jiu aici vorbeați de Brâncuș ca un posibil brand de țară sau brand regional sau local european, sau universal. Vorbim despre un ansamblu care este la un moment dat chiar, nu risc spunând treaba asta, abandonat de către autoritățile de toate felurile, pentru că fie din neputință, fie din nepăsare, nu se ocupă și nu îl promovează așa cum ar fi trebuit. Vă reamintesc că ansamblu monumental Calea Eroilor nu este inclus încă în patrimoniul mondial UNESCO, pentru că nu s-au priceput nici cei de la nivel local, nici cei din Ministerul Culturii să întocmească o documentație corectă și măcar bine tradusă. Este în așteptare, a fost pus pe lista de așteptare acest ansamblu. Nu este promovat așa cum ar fi trebuit și s-au făcut mult prea puține lucruri pentru Constantin Brâncuș. Vă reamintesc că Muzeul Național Constantin Brâncuș, aprobat prin lege de Parlament încă de acum 3-4 ani, încă nu există la Târgu Jiu, dar nu vă vine să credeți, are director acest muzeu, dar muzeul nu există. De asta vă întreb Da, formele fără fond. De-aia l-am invocat pe Maiorescu. Încă o dată, poate mi se pare că vorbesc prea mult din cărți, dar Titu Maiorescu este autorul acelei fabuloase critici a formelor fără fond. Deci ce am creat? Am creat o formă numită muzeul, dar n-are un fond. Nu există clădirea, nu există artefactele. Dar există directorul, să știți. Dar există directorul, care este plătit, bineînțeles, la probabil la nivelul unui ministru. Dar revenind, mai puțin. Când îl ai pe Teodor Paleologu, președinte al României, poți fi sigur de un lucru. Omul acesta care vorbește fluent franceză, germană, engleză, omul acesta care a studiat opera lui Brâncuș și care este prin echipa de consilieri pe care îi are conectat la reflecția celor mai mari specialiști. Da? Eu, de pildă, nu vă spun că am o comunicare constantă cu Radu Varia, poate cel mai mare brâncușolog astăzi, un om care l-a citit pe Petre Pandrea, un om care a citit exegeza în domeniu, nu poate neglija această capodoperă care se află la Târgu Jiu, iar în ceea ce mă privește, vă pot spune că nu numai pentru mine, nu numai pentru Teodor Paleologu, nu numai pentru Teodor Baconski, nu numai pentru Adrian Papahagi, ci pentru o întreagă generație de oameni, Brâncuș este un etalon internațional. Se întâmplă, și o să vă surprindă poate, că în ziua în care mi-am terminat doctoratul la Londra, să fi fost la o expoziție completă Brâncuș, la Tate Gallery, unde am văzut toate operele lui Brâncuș din lume, au fost strânse din New York și din Paris, de la Londra și din alte colecții private, toate lucrările la Tate Gallery, acolo pe malul Tamisei, și am avut o emoție extraordinară întâlnind această operă completă Brâncuș și nu cred că un om care are această experiență estetică și spirituală poate să-l abandoneze pe Brâncuș. Nu vorbim aici de oameni, repet, ca doamna Dăncilă, care nu știu să pună pe hartă Iranul. Nu uitați că pentru doamna Dăncilă Iranul făcea parte din Uniunea Europeană. Deci lipsa crasă de educație, absența reperelor geografice, istorice sau teologice te face inapt să apreciezi frumusețea. Ce este Brâncuș? Este esențializarea operei țărănești de-a lungul secolelor și a milenilor. Țăranul român a gândit frumosul în niște parametri și tipare pe care Brâncuș le-a exprimat într-un limbaj modern, depășind realismul renascentist și reinventând până la urmă comunicarea pe verticală. Dar ca să înțelegi lucrurile astea, trebuie să fii realmente un om cu o pasiune pentru aceste chestiuni.
Ori nu este cazul nici al domnului Barna, iertați-mă, ale cărui referințe vin din Matrix sau din Game of Thrones, da? Deci domnul Barna cam acolo rămâne cu etalarea, să spunem, culturii sau erudiției. Nu vorbim nici despre, iertați-mă, președintele actual, Klaus Iohannis, care atunci când s-a dus la ansamblu Brâncuș s-a așezat, așa cum a crezut dânsul, nu? Pe unul dintre scaunele de la masa tăcerii, așa a crezut că e în regulă să te comporți în fața lui Brâncuș. Nu vorbim despre acești politicieni obișnuiți, vorbim despre un om de cultură care are o sevă hrănită secole la rândul în acest spirit de iubire de țară și patriotism. Spuneți-mi, vă rog frumos, chiar și nu neapărat referindu-l la candidatul PMP la prezidențiale, care e probabil deasupra candidatului mediu propus românilor în general din 4 în 4 ani sau din 5 în 5 ani după Constituția, ultima modificată. Spuneți-mi care ar trebui să fie reperele unei agende prezidențiale în cadrul unui proiect de țară. Nu neapărat ale candidatului dumneavoastră, în general al unui președinte de țară, președintele României, de fapt. Care un președinte adevărat, un președinte căruia îi pasă de români, un președinte care are conștiința că este plătit în fiecare zi ca să reprezinte această națiune care a avut un trecut cândva glorios. Nu uitați că acum 100 de ani românii au eliberat Budapesta de comunism și toată Europa Centrală s-a bucurat de decizia lui Ionel Brătianu de a fi până la urmă înfruntat bolșevismul la Budapesta. E bine, când ești conștient de faptul că țara aceasta te plătește ca să muncești, nu să fii mereu în vacanță, cu siguranță vei fi implicat în politica externă, pe de-o parte. În fiecare zi îți pui problema cum poți să atragi investiții, cum poți să apropii oameni politici de anvergură, de la Donald Trump. Acum, sigur, știți, dacă am scris o carte despre Donald Trump, știți cam cum văd eu apropierea de America, nu? Ca fiind foarte necesară. Până la ceea ce înseamnă CSAT și chestiuni care țin de ordinea și siguranța publică. Actualul președinte a fost mult prea neimplicat, săptămâni în șir, luni în șir, domnia sa, domnul Iohannis, nu a convocat CSAT-ul în condițiile în care, din păcate, mai ales în sudul țării, problemele legate de traficul de carne vie, problemele legate de siguranța cetățenilor, problemele legate de prostituție și export, până la urmă, de fete nevinovate până la urmă, tulburat tot sufletul românesc. În condițiile în care toate acestea s-au întâmplat, domnul Iohannis, actualul președinte, a fost mai degrabă neimplicat. Deci eu văd două axe fundamentale, reprezentare și politică externă și siguranța cetățeanului și ordine internă. Pe de o parte, relația cu diplomații, iar aici, sigur, Teodor Paleologu a fost ambasador, relația permanentă cu ambasadele și, apropo, nu uitați că avem ambasade nelocuite, avem nereprezentată România la Tel Aviv, avem nereprezentată România în Canada, unde o diasporă de 300.000 de oameni ar merita reprezentată, avem ambasade neocupate în Mexic, în Vietnam, apropo, Vietnamul fiind un partener comercial tot mai important pentru țările europene, pe de o parte, deci văd o relație strânsă cu diplomații și, bineînțeles, cu omologii, pe de o parte, și pe de altă parte văd o implicare activă în strategia de siguranță națională, aici și relația cu serviciile secrete, cu CIA și cu SRI trebuie reevaluată. Președintele are puterea ca lider al CSAT-ului să ceară, până la urmă, în fiecare an, la sfârșitul anului, o strategie de culegere de informații care să îmbunătățească cooperarea între serviciile secrete, Ministerul Afacerilor Interne și mai târziu, sigur, Procuratură. Deci, cred că un om care își cunoaște rolul nu găsește scuze, ci doar oportunități pentru a face mai mult bine României. E adevărat că președintele e o ramură, administrația președinției e o ramură a executivului, dar până la urmă, în zona economică, președintele n-ar trebui să se implice. Să zicem, mai ales dacă ar avea și un guvern care vine din partidul pe care îl susține în alegeri, să se implice și în domeniul economic. Până la urmă, vorbim și de Oltenia, de Gorj, de Oltenia, o zonă care e în clasamentele celor mai sărace regiuni din Uniunea Europeană. În partea asta, cum poate să acționeze un șef de stat? Ca să nu-l auzim că spune că nu are pârghii și mai ales dacă nu are guvernul, nu are ce să facă.
Eu vă spun foarte, foarte sincer, direct nu, dar indirect da. Vă dau un exemplu. Când un președinte se duce la Washington, el nu are voie să se întoarcă doar cu un to-do list, adică cu o listă de sarcini alcătuită eventual de administrația Trump. Sigur, Trump își urmărește interesul. Orice președinte patriot își urmărește interesul propriei sale națiuni. Dar domnul Iohannis nu avea cum să se întoarcă de la Washington, dacă îi păsa de țara asta, fără o listă de angajamente, inclusiv din partea unor companii economice americane, privind investițiile străine. În 2008, vă dau un singur exemplu, România a atras 10 miliarde de dolari investiții directe, da, în țara noastră. Asta înseamnă dezvoltare, investiții. Și tu când te duci la Washington, ai grijă să te vezi cu reprezentanții unor importante companii, companii de ce nu și multinaționale, și te duci și discuți cu ei chestiuni punctuale. Acum, sigur, după ce Ford a venit în România în mandatul lui Traian Băsescu și România nu s-a achitat de promisiunea de a face o autostradă, e mai greu să atragi alți americani să vină în țara noastră. Cu toate acestea, cred că orice plecare, orice deplasare a președintelui într-o țară străină trebuie să fie susținută de consilierul economic de la Cotroceni prin întâlniri cu, repet, investitori străini. Dacă lucrul ăsta nu reprezintă o prioritate pentru președintele actual, cu siguranță va reprezenta pentru următorul președinte, pentru că Teodor Paleologu este antreprenor. Este un om care câștigă bani din propria lui muncă, pe o piață liberă, nu câștigă bani de la stat, nu câștigă bani din contracte cu statul, precum domnul Barna câștigă bani din serviciile extraordinare pe care le oferă pe piața liberă. Și asta arată responsabilitate. Încă un lucru pe final. Da. Să știți că cel mai mare capital, și apreciez răbdarea noastră și mai ales a colegilor din platou, mulțumesc pentru răbdare. Ultimul lucru, atâta vreau să mai spun, pentru că mă doare sărăcia din țară, mă doare sărăcia din Oltenia, mă întristează să văd fostele platforme industriale răvășite. Cel mai mare capital pentru o țară este inteligența și hărnicia locuitorilor ei. Sunt de acord că distrugerea unei fabrici este o tragedie, dar mai mult decât atâta, o tragedie este plecarea sute și mii și zeci de mii și sute de mii și milioane de compatrioți. Ori Teodor Paleologu este un om care a plecat, dar care s-a întors. Eu am plecat, am scris o carte 7 ani în Occident și m-am întors. Iată că suntem mulți cei care, întorcându-ne în țară, dorim să ne implicăm. Ori dacă capitalul ăsta de inteligență, de, aș spune, creativitate, nu numai inteligență, și de muncă, ar putea fi recuperat, România se va dezvolta mult mai rapid. Să nu uităm totuși că astăzi avem un produs intern brut de 20 de ori mai mare decât în 1992. Există perspective bune pentru țara asta. Tot ce ne lipsește este ca oamenii vrednici, oamenii sinceri, oamenii curați și deștepți să se implice în politică și să fie ei la butoane, nu impostorii, nu ageamii, nu păpușarii. Asta e tot ceea ce îmi doresc pentru țara mea. Da, să știți că ne apropiem de finalul acestei emisiuni, dacă invitații au de făcut vreo precizare la ce a spus domnul da, Neamțu. Da, sigur, domnul Neamțu, purtător de cuvânt, vorbește foarte bine, foarte mult, este principala calitate pe care trebuie să aibă purtătorii de cuvânt. Bine, fiind purtătorul de cuvânt al PMP, a făcut tot posibilul ca să avantajeze din vorbele dumnealui PMP și candidatul PMP. E adevărat, sunt de acord, funcții publice, în orice fel de funcție, trebuie să avem oameni pregătiți pentru așa ceva, să fie intelectuali. Dumnealui a încercat să facă o comparație între domnul Paleologu și domnul Iohannis. N-am fost de acord cu nimic din ce a spus despre domnul Iohannis. Oricine este președinte, oricine este președintele României, va avea exact aceleași atribuții și prerogative. Iar domnul Iohannis și le-a dus la îndeplinire cu brio. Domnul Iohannis, spuneam despre domnul Paleologu că vorbește mai multe limbi și care studia, da, așa se poate spune despre domnul Iohannis, vorbește mai multe limbi. Domnul Iohannis a făcut tot posibilul, a făcut tot posibilul și a reușit să împiedice capturarea țării de către Partidul Stat, de către PSD. Domnul Iohannis a reușit să păstreze valorile europene și o legătură foarte bună, și știm bine ce s-a întâmplat. A păstrat o legătură foarte bună cu Occidentul și peste ocean cu America, indiferent de ce spuneți dumneavoastră. Faptul că dumneavoastră așteptați
ca în, după vizita din Statele Unite să vină cu o listă și cu investitori. Dar tot dumneavoastră a spus ulterior că aceste guverne nu au reușit să facă un kilometru de autostradă sau să facă o autostradă completă pentru ca posibili investitori sau mari strategici să vină din America către noi în condițiile pe care noi le oferim. Nu poți să aduci mari investitori după o vizită sau două. Faptul că este un șef de stat care a fost primit de un alt șef de stat, de o superputere, de două ori într-un mandat și mai sunt premisele să mai primi o vizită, contează enorm. Contează enorm pentru țara noastră. Ați făcut trimitere... Dacă-mi permiteți. Aș vrea să mai precizez ceva, foarte scurt și după că se termină emisiunea. A spus despre domnul Iohannis că în vizita la Târgu Jiu s-a așezat pe un scaun de la masa tăcerii și ați blamat foarte tare. Trebuie să vă spun că în urmă cu câțiva ani, când domnul Paleologu era ministru culturii, am fost într-un concediu prin Moldova, am vizitat cetatea Neamțului, tocmai se terminase reabilitarea cetății Neamțului și domnul Paleologu, în calitate de ministru, a venit pe acolo și s-a ocupat de cu totul altceva. Ceva și a stârnit mânia și până la urmă dezaprobarea directorului și conducătorilor celor care se ocupau de muzeu de cetatea Neamțului. Chiar îl criticau foarte tare că dumnealui în calitate de ministru, în loc să aprecieze sau să se intereseze de anumite lucruri, era preocupat de cu totul și cu totul altceva. Nu ar fi trebuit să discutăm despre asta, cum ar fi trebuit să discutăm nici despre vizita domnului Iohannis la în parcul Brâncuș. Da, dacă aveți o replică, pentru telespectatori, că cetatea Neamțului, să doar atâta vă rog, să spuneți telespectatorilor că cetatea Neamțului nu e cetatea personală, deci eu n-am fost implicat în chestiunea asta, dar dincolo de glumă și sigur de momentul acesta de final al emisiunii, nu vrem să încheiem pe o notă tensionată, nimeni nu neagă lucrurile bune făcute de domnul Iohannis sau de alți politicieni. Eu nu sunt dintre cei care ridică piatra, eu nu vin să spun că tot ce s-a făcut până acum este rău, chiar apreciez toate lucrurile bune făcute de actualul președinte. Eu ridicam un pic ștacheta și arătam un orizont mai înalt. Mulțumesc. Spun că nu e rău să știi limbi străine, dar trebuie să știi și ce să spui când folosești acele limbi străine. Oricum mă bucur că am avut acest dialog cordial cu dumneavoastră. Salut inițiativa democratică a televiziunii dumneavoastră și vă mulțumesc și vă doresc o seară liniștită. Și eu mă bucur că v-am auzit. Trebuie să știți că din moment ce este apreciat, domnul Iohannis este apreciat de toți liderii europeni și americani, înseamnă că știe să vorbească și ce să vorbească și în limbile lor. Și o mare acțiune, realizarea domnului Iohannis este că a reușit să împiedice ciuntirea legilor justiției care ar fi deservit și care ar fi condus la capturarea statului de către un singur partid. Da, mulțumim pentru... Am fost în piață, am fost în stradă, aici cred că este meritul și al societății civile, al celor care au coborât în stradă pentru a spune nu PSD-ului. Vă mulțumesc încă o dată, noapte liniștită, la revedere. Da, mulțumim pentru intervenție, o seară bună să aveți. E cam încheiată emisiunea. Iată, încet încet ne apropiem și de discuțiile legate de evenimentul politic al anului, cu siguranță alegerile prezidențiale în România. Încă 5 ani se vor decide în... Nu mai amintim de ambasadele neocupate, cine și cu și ce, da. Da, probleme, sunt probleme, într-adevăr, președinte, eu zic că totuși trebuie să fie nu numai plecat din țară, dar să fie foarte mult și în alături de cetățeni, foarte mult prezent în țară. Având în vedere atribuțiile unui președinte, dincolo de atribuțiile, faptul că principala lui de reprezentare a țării în afară. În 5 ani ar trebui totuși să-și facă timp, măcar în... Domnule primar, deci dumneavoastră, ca cetățean al României, sunteți mulțumit de acest mandat al președintelui Iohannis. Da, sunt foarte mulțumit. Fiindcă eu, ca un fost votant, că l-am votat în turul 2 pe Iohannis, având de ales între Ponta și Iohannis, mă declar total dezamăgit. Într-adevăr, a punctat bine, a luptat cu PSD-ul, a mai lovit sub centură, dar asta cred și pentru a-și câștiga jocul politic și electoratul. Până la urmă face politică, nu este și politică, e politica cetățeanului și faptul că a reușit, e politica cetățeanului. Și faptul că a reușit să împiedice ciuntirea legilor justiției cât s-a putut, a sesizat
legal și nu altfel. Curtea Constituțională, în privința multor decizii luate de către PSD și până în acest moment peste 70% are rată de câștig în acest sens, înseamnă că are o luptă cu un partid, a împiedicat capturarea țării de către Partidul Stat, care s-a vrut stat. Și a fost susținut de toate partidele de dreapta. Și înseamnă foarte multe. Și sunt mult mai multe. Sunt chestiuni de apreciat la dânsul, da, bineînțeles. Dar acum, domnul, niciodată nu poți să mulțumești nici ca primar, nici ca președinte, nici... Dar noi ca români... Vedem cum va arăta turul 2. Eu zic să nu vă certați de acum. Nu-i nicio ceară. Eu n-aș vrea să am de ales între Viorica Dăncilă și Ioanis. Se vor coaliza anumite forțe. Da. Atât, știu, și domnul Iohannis și-ar dori asta. Atât în această seară. Mulțumesc pentru participare. Rămâneți și dumneavoastră alături de Tele3. Toate cele bune.